În actuala criză globală, când se vorbește despre producții cât mai mari pentru a acoperi golul lăsat pe piața cerealelor de Ucraina, fără voința ei, bineînțeles, la Bruxelles se pregătește înăsprirea politicilor agricole pentru fermieri. Mai puține tratamente la culturi, chiar cu peste 40% reducere, este informația momentului, fără noi substanțe active, organice, eventual, care să trateze eficace de boli și dăunători culturile, fermierii spun că vor avea scăderi de recolte și de 50%. Din ceea ce am aflat pe sursă, un draft de lucru al Comisiei Europene de peste cap planurile fermierilor români care se așteptau ca prevederile noi directive de utilizare sustenabilă a pesticidelor să prevadă o cantitate medie pe hectar față de care să se raporteze fiecare țară. România ar fi fost, de departe, mult sub această valoare. În România, consumul mediu de pesticide este 6-700 de grame la hectar, față de o medie europeană de 2,1 kg substanță activă la hectar. Astea 600-700 de grame, România trebuie să reducă la jumătate. Cu minimum 40% conform acestei noi variante, tocmai transpirată, nu a fost publicată oficial, că România este un mare producător de hrană, dar este departe de a-și fi atins potențialul, tocmai din cauza că are specificul ei, o climă cu aspecte excesive, un mare atac de boli și dăunător, tocmai pentru că are un consum mic, un mix tehnologic inadecvat, un consum mic de pesticide și de îngrășăminte față de media europeană. Perspectiva războiului care pune în pericol securitatea alimentară nu este luată în calcul de cei care modifică acum directiva. Așa cum arată acum situația, ne îngrijorează foarte tare, pentru că România ar trebui ca până în 2030, nu doar că nu va avea o șansă să-și crească până spre media europeană consumul, va fi obligată să-și reducă cu 40% consumul de substanțe fitosanitare pe hectar. Ei bine, vorbim de produse absolut vitale în combaterea unor boli și dăunători majori. Publicul și consumatorii în general ar trebui să înțeleagă că nu putem face producție agricolă fără să găsim soluții pentru eliminarea bolilor și dăunătorilor, ales în condițiile actuale în care vorbim de încălzire globală, scăderea cantităților de precipitații. Culturile agricole sunt pradă bolilor și dăunătorilor care devin tot mai periculoși și tot mai agresivi. Și de fapt nu este singura prevedere care ar afecta agricultura românească. În România, în zonele agricole cerealiere, se practică al doilea an de porumb și al doilea an de grâu. În Dobrogea, al doilea an de grâu, în zona unde cultivăm porumb, al doilea an de porumb. Conform noii politici agricole comune, lucrul ăsta nu se va mai întâmpla și pe fiecare parcelă, în fiecare an, va fi altă cultură. Lucrul ăsta va conduce la următoarea situație, că suprafețele de grâu și de porumb vor trebui cumva diminuate și vor apare ceva probleme în zonele astea de cultură. Și în Dobrogea, unde ei se sprijină foarte mult pe grâu din cauza lipsei apei, și în zonele producătoare de porumb, pentru că fermierii se bazau foarte mult pe cultura porumbului, fiind cea mai rentabilă dintre culturile din zona asta aici. Asta în condițiile în care fermierii nu știu cum vor înființa noile culturi din toamnă. Fabricile de îngrășăminte de la noi sunt în impas din cauza costurilor la gaze, în timp ce Azomureșul ar putea relua producția din această lună dacă ar primi ajutor european, la combinatul de la Slobozia lucrurile merg cu frâna de mână trasă. Noi acum funcționăm numai pe azotat, având în vedere că am avut o cantitate de amoniac în stoc, patronatul a hotărât să o transformăm în azotat. Cred că realizăm în jur de 15.000 de tone. După care, dacă nu se va găsi o rezolvare cu gazul, combinatul consumă, având în vedere gazul este materie primă, consumă undeva la 500.000 de megawatts pe lună.
Am produce lunar, dacă am funcționa la capacitate, 36.000 de tone de uree, 22.000 de tone de azotat. Dar pentru asta le trebuie un gaz, le trebuie acea cantitate de gaz la preț competitiv, pentru că produsele care vin din afară vin cu prețuri mai mici, având în vedere prețul gazului din țările respective, țările producătoare, care este mult mai mic la noi. Cu cât se pun în funcțiune mai multe capacități de producție, cu atât mai bine, pentru că, pe de o parte, pot asigura necesarul pentru agricultura din România și, pe de altă parte, competiția poate să aducă și prețuri bune, alea care vor fi ele. Deocamdată prețurile nu sunt bune deloc, pentru că sunt ceva peste 500% față de fertilizanții folosiți în anul agricol anterior. Noul draft al regulamentului de utilizare durabilă a pesticidelor, care va înlocui directiva SUD, va ajunge în dezbaterea Parlamentului European, a Consiliului Agrifish și a Consiliului Economic și Social.